Să-ți fie viața, pași să-mi
Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat, ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când mi vor slăbi, al meu suflet va cânta în continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflete al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu ce binecuvântat. A lui nume Doamne, sufletul de tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci. Să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii tăi adânci.
cunoaștem, Doamne, sufletul de Tine. Din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe un levit de altarul Său divin. Să n-am nici plug în voi, nici hol de pline, ci Tu să-mi fii și pâine-n veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine, ca pe o ființă smulsă de la greu. Ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu Tine-n Dumnezeu, cu Tine-n Dumnezeu. Tine alături am să fiu pe veci.
cu tine alături am să fiu bine. Cu tine-n gând străbat în zor cărarea, cu tine eu veghez în ceas târzii. Simt adânc mustrarea și când te bucuri totdeauna știu. Când tu mă mostri, simt adânc mustrarea și când te bucuri totdeauna știu. Au fost odată râni de păcate, dar sângele salvării a scris nu. Oricât eu fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și eu. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr când valuri vin și vânturi grele. Stres mereu curat, plutesc pe ape ca un fir de nuvă pe care tu îl păstrezi mereu curat. Îți mulțumesc că ești lumină în lume. Îți mulțumesc că m-ai iubit mereu. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat un nume, că în tine sunt și tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu
dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi asculta. Sunt aici la dispoziție. La dispoziție.
despre tine, căci limba e prea slabă să pot să vorbesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine și pot doar atâta să-ți spun, te iubesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine și pot doar atâta să-ți spun, te iubesc. Să cânt eu nu pot prea frumos despre tine, căci graiul mi-e stins și ușor obosesc. Dar coarda iubirii aprinse în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Dar coarda iubirii aprinse în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Despre tine, căci tainele tale adânci copleșesc. Puterea gândirii și viața din mine, ce lacrimi spune, Iisus, te iubesc. Puterea gândirii și viața din mine, ce lacrimi spune, Iisus, te iubesc. Eu nu am, doar atât dăruiesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Bună seara, dragi prieteni! Mă bucur că suntem din nou prezenți pe această platformă de studiu al Scripturii. În același timp, nu pot să trec mai departe înainte de a-mi exprima nemulțumirea, indignarea, supărarea din cauza stărilor de lucruri care au fost trăite de către mine și de către Ioji, fratele Margaretei, săptămâna aceasta, până când să mă îmbolnăvesc și să abandonăm alergarea noastră și a trebuit să zac. Nici acum, după cum vedeți, vocea nu e prea ok. Așa cum v-am anunțat, sâmbătă am fost să văd dacă e ok cu Margareta și vecinii mi-au spus că este moartă de aproape 2 săptămâni, 10 zile mai exact. Vă spun doar câteva lucruri pe scurt, doar ca să trageți cu toții învățătura care se impune din această situație. Se pare că Margareta a murit singură în casă,
chiar în ziua în care a vorbit cu mine, eu am fost ultimul care am comunicat cu ea, n-am vorbit la telefon, am comunicat cu ea pe WhatsApp. Cred că asta este ultima conversație pe care am avut-o pe data de 12-7. M-a întrebat dacă Pace a reușit operația mamei tale și a zis încă nu pot ieși să merg la bacă. Bancă, zicea ea. Și eu i-am spus da, Domnul Dumnezeu să fie lăudat, a spus ea. Și apoi mi-a scris că deloc nu am salivă în gură, am băut multă apă și ceai, nu am febră, dar frisoane, am COVID și dacă nu pot să deschid ușa. Eu când mi-a scris aceste rânduri, eram la birou, la școală, într-un stres maxim cu un dosar care trebuia să fie predat la limită de timp și i-am scris înapoi da. Din clipa aia i-am scris înapoi da, că e posibil să aibă COVID și din clipa aia nu mi-a mai răspuns la telefon. Am crezut că o fi plecat pe la mare, ține telefonul închis, că ea avea obiceiul să plece pe la mare până august. În sfârșit, cred că pe 12, în ziua aia a murit, și-au găsit-o pe 28 în casă, din cauza că era insuportabil mirosul pe toată scara blocului. Și de aici începe circul din care noi trebuie să învățăm ceva. Faptul că cineva moare singur nu este o noutate și nici o singularitate. Autoritățile n-au făcut nici cel mai mic efort ca să stabilească vreo legătură, să caute prin telefon, să caute. În schimb, au căutat prin au căutat prin casă și au luat toți banii. Ne-au spus vecinii că au ridicat toate plicurile cu bani, actele casei. Margareta tocmai se întorsese de la sărmașul unde stătea ea și lua actele și banii, nu avea obicei să țină bani în bancă și îi căra cu ea. Și când se întorcea, avea o sacoșică așa în care avea toate lucrurile. Cu sfințenie ținea de... Au luat toate. Au sigilat ușa. Hai să vă arăt. Stați un pic. Deci este înfiorător. Uite aici. Au sigilat ușa cu sigiliu lui Pilat, cu sigiliu procuraturii, da? Nu se poate desigila. Noi, rude, Ioji, fratele ei, nu poate desigila ușa. Cu cerere la comandantul poliției, nu poate să o desigileze. Președintele asociației a desigilat ușa. A desigilat ușa ca să îi dea cu spumă să nu mai pută în bloc. Dar noi, ca să intrăm în apartament și să luăm actele, pentru că noi am presupus că actele sunt în apartament, ca să acte în baza cărora se facă succesiunea și toate cele, nouă nu ni s-a dat voie. Două zile am alergat ca nebunii de dimineață și până seara, când s-au închis instituțiile statului, pe la toate instituțiile să aflăm unde este Margareta. Domnilor, spuneți-ne unde este, în ce frigider, unde ați pus-o, pun un gard, l-a uscat undeva, nu știu, spuneți-ne unde e. Nimeni nu vroia să ne dea niciun detaliu, toți ne întrebau dacă am achitat taxele de igienizare a apartamentului, de ce mai știu eu ce. Între timp o funcționară s-a scăpat și a zis e îngropată. Cum să fie îngropată, domne? Da, zice, e îngropată. Și atunci eu am cerut foarte serios să ne arate documentația și ne-a arătat documentația. În baza unui proces verbal încheiat cu doi
locatari de prin Brock de pe acolo, care au fost întrebați, aveți cunoștințe dacă Margareta are rude, frați, surori, cunoscuți? Și oamenii evident au zis, nu știm noi, domne, treaba asta. Păi dacă ce nu știți dumneavoastră treaba asta, scrieți aici. Oamenii au răspuns sincer, imaginați-vă la bloc, pe scara voastră, la bloc, dacă oamenii știu ce frați aveți voi, ce rude, ce neamuri, pe unde sunteți, ce soartă aveți. Foarte puțin probabil ca străinii de pe scara blocului să aibă astfel de cunoștințe. Și dacă tembelul ăla de la primărie n-a întrebat pe persoana la care mai lăsai tu cheia, că ai pe cineva pe scara blocului care ți-o dă florile când pleci în concediu, dacă nu-l nimerește pe ăla, sau când a spart ușa de te-a cărat cu lopata din mijlocul casei într-un sac de plastic, e la serviciu sau s-a dus să-și cumpere franzelă persoana la care ai lăsat tu cheia, ți s-a făcut un proces verbal și s-a declanșat procesul de, se numește posesiune vacantă. Adică primăria te îngroapă cât ai zice pește, cu popă te îngroapă, creștinește, ne asigurau că a fost îngropată creștinește. Și atunci eu m-am enervat și am spus, păi tocmai asta este problema, ea nu trebuia îngropată creștinește, că e musulmană. S-au schimbat la față. Cu ce drept ați îngropat-o dumneavoastră creștinește? Zic, dumneavoastră, n-ați făcut niște cercetări în bazele de date ale evidenței populației? De ce ne puneți să facem, să ne recenzăm? Nu scriem și noi acolo? În sfârșit. Înfiorător. Ca în cele din urmă, după două zile, s-o descoperim. Aici. Asta este crucea. O șipcă stupidă, ruptă deja, crăpată, observați? Într-un câmp de prizonieri, aș putea să spun, uitați aici, în ce hal poate să arate, îngropată cu excavatorul, evident. După cum vedeți aici, crucea asta unde mișc eu mouse-ul, vedeți asta neagră în partea dreaptă a ecranului, cum priviți voi. Aici au mai fost îngropați, dar au băgat lama, au ras totul și au făcut cum ar veni teren viu. Și vin de la stânga spre dreapta. Când se completează oia de la capăt de la gard, bagă lama, nivelează. Ăsta este locul unde sunt îngropați cei cu gratuitate, cei găsiți și ridicați de serviciul primăriei. Au o firmă dintre asta care a câștigat licitația de pompe funebre, îngroapă totul. Plătești la ei, după ce plătești la ei, începi circul să-ți dovedești posesiunea. După ce îți dovedești posesiunea, se desigilează această ușă, în spatele căreia nu se știe ce găsim. Vecinii ne-au spus, au ridicat, domne, tot plicuri cu bani, au ridicat niște plicuri cu bani, au ridicat niște, și eu știu, strânsese și Margareta acolo, eu știu, 2.000, 3.000, 5.000, 4.000 de lei, ce știu eu, nu știe nimeni. Înfiorător. Înfiorător. De ce v-am povestit lucrul ăsta? Dragi prieteni, vă sfătuiesc să păstrați zilnic legătura cu cei apropiați vouă la telefon. Zilnic. Dar să nu vă întindeți la vorbă. Ești bine, sunt bine. Atât am vrut să știu. Pa! Să vă faceți un ritual din așa ceva. Că vă cară cu fărașul din mijlocul casei, vă adună viermii cu mătura, la propriu, cum s-a întâmplat, din cauza că noi mergem pe premisa că lasă că lucrurile sunt în regulă. Lasă că lucrurile sunt în regulă. Ne-am înstrăinat, considerăm că lucrurile sunt normale. Nu, trăim într-o lume tembelă, într-o țară plină de nenorociți,
într-un tărâm al morții, unde te ia cu punga de plastic și te îngroapă și nici nu-i spune familiei unde te-a îngropat până nu plătește 42 de milioane. Este înfiorător. S-a împlinit cuvântul până la capăt cu Margareta, lasă morții să îngroape morții. Și când o colegă de-a dumneaei de la bancă, că a fost funcționară la BCR Margareta până se iasă la pensie, da, a aflat de pe Facebook că eu aveam dreptul să postez în pagina ei. Eu îi făcusem pagina de Facebook, trebuie să văd și parolele pe unde sunt, să închid pagina până la urmă. Și când a aflat că am postat eu acolo că a murit Margareta, mi-a scris în privat să o sun și am sunat-o. Și mi-a spus, zice, mă doare sufletul unde a ajuns Margareta. Și eu am zis, păi, de ce? Zice, ați putea ceva să faceți ceva să o luați de acolo. Zic, da, doamnă, și să o luăm și să o ducem unde? Ce? Nu știu, să nu stea singură acolo, în câmpul ăla. Toți suntem țărână și acolo vom ajunge, dragilor. Asta a fost cea mai chinuitoare concluzie a acestei experiențe. Faptul că dacă faci ceva pentru cineva după ce a murit, ar mai conta cu ceva. Nu. Eu îl ajut pe Ioji acum, doar ca mafia imobiliară din primărie să nu pună mâna pe garsoniera aia micuță de 33 de metri pătrați sau ce avea Margareta, știi? Hoții, tâlharii, imediat se unesc și te lasă cu buza umflată. Însă nu asta e problema, oamenii, cum zicea doamna asta, zice, stă singur acolo în câmpul ăla săpat de tractor. De parcă ar mai ști ceva, Margareta. Sunați-vă, puneți-vă în rânduială lucrurile, dragi prieteni. Spuneți-vă rudelor pe unde vă țineți actele, pe unde vă țineți economiile. Trebuie să aveți pe cineva de încredere la care să spuneți ceva. Că o să intre într-o zi un polițist de la poliția locală din cauza că s-a împuțit pe stradă. Și când o să iasă, o să iasă cu tot ceea ce ați agonisit voi. Că atunci când intră poliția, rudele nu mai pot intra până când nu iese poliția. Și poliția stă cât are nevoie să caute și să găsească ce are ea de găsit. Și după aia iese. Sigilează ușa și mai intri și tu. După 3 ani de zile, după ce faci rost de toate actele și după ce se termină succesiunea. O nebunie de nedescris. Ok. Sebi, dragule, în seara aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Tu încă te resimți. Eu încă mă resimt, da. Eu sunt cu inima împăcată, ca să încheiem subiectul Margareta. Eu o cunosc bine pe Margareta. Îl iubea pe Domnul și revenirea Domnului Hristos mult, mult, mult de tot. Pentru mine este zero că au cărat-o cu fărașul, au adunat viermii cu mătura din sufragerie. N-am niciun detaliu despre cât o fi suferit sărăcuța până când... Toate astea sunt în mâna Domnului, toate, absolut toate. Însă în clipa asta nu mai contează nimic. Pentru că eu, așa cum am luat mărturia din gura ei, ea a fost un înfocat așteptător al revenirii Domnului Hristos. Și nădăjduiesc că o vom întâlni și că va rămâne statornică când Dumnezeu va clătina din nou totul ca să rămână în picioare doar ce trebuie să rămână în picioare. Dragii noștri, către aceste lucruri vă îndreptăm privirile în seara aceasta, către faptul că Dumnezeu a făgăduit că va clătina încă o dată nu doar pământul,
ci și cerul, pentru ca să poată rămâne în picioare doar ce nu poate fi clătinat. Acesta este sensul cuvintelor profetice din pecetea a șasea. Acesta este sensul cuvintelor profetice din Matei 24, da? Clătinarea tuturor lucrurilor are menirea, potrivit afirmației Duhului Prorociei din cartea către evrei, are menirea să cearnă, să facă, să rămână în picioare doar lucrurile care trebuie să rămână în picioare. Vorba celor mucaliți care și-au irosit viețile, fie ei stăpâni, conducători de state sau oameni mici, cum îi numește Scriptura, a venit ziua cea mare a mâniei lui. Mielului și cine poate sta în picioare. Asta este problema tuturor. Haideți să vă arătăm. Seara aceasta, da, te rog. În seara aceasta noi ne-am propus să vă aducem în atenție un studiu pe care l-am mai prezentat. Este vorba despre cronologia biblică. Este foarte important acest studiu. Ca să fac o analogie, este la fel de important așa cum este scheletul pentru organismul uman. Ce-am fi fără scheletul nostru? Am fi niște moluște. Am fi niște oameni plăcinte, precum caracatița. Este foarte important studiul despre cronologia biblică, să nu-l neglijați niciodată atunci când aveți de-a face cu așezarea una lângă alta a tuturor profețiilor din Scriptură. Asta în primul rând. În al doilea rând, de ce? Al doilea motiv, de ce este foarte important studiul acesta? Din cauza că am fost avertizați de către Duhul Prorociei că, și asta spune și titlul prezentării din seara aceasta, că acela care avea să uzurpe casa lui Dumnezeu și să facă război sfinților, avea să se încumete, și lucrul ăsta a fost făcut deja, s-a încumetat să schimbe vremurile. Foarte adesea se pune accentul pe legea. S-a încumetat să schimbe legea. Și există tomuri de hârtie scrise pe chestiunea aceasta. Dar foarte puține sunt studiile acelea care arată în ce formă, unde, cum au fost schimbate vremurile și la ce vremuri se referă. Așadar, atunci când vorbim despre vremurile Bibliei sau anii, așa cum apar ei înșiruiți într-o cronologie a evenimentelor biblice, atunci când vorbim despre așa ceva, trebuie să ținem cont de afirmațiile din Sfânta Scriptură. Și studiul pe care vi-l prezentăm noi în seara aceasta este unic în lume. De ce? Pentru că n-a mai făcut nimeni în integralitate ceea ce am făcut noi. Veți mai găsi studii de cronologie biblică care merg undeva de la Adam până spre Exod, iar de acolo un hățiș de nedescris. Sunt prezentate de asemenea studii de regi, profeți, cu ani aproximativ, așa cam când au fost, dar nimic concret. Noi vă prezentăm acum ce are de spus Biblia despre înșiruirea evenimentelor cu anii și cantitățile de ani pe care îi prezintă ea. Studiul acesta ar trebui să fie, după părerea mea, și îi dau cuvântul lui Sebi după această propoziție, ar trebui să fie de referință în orice instituție de teologie din această lume, cele mai înalte sau joase, seminarii, școli de gimnaziu teologice, până la cele mai înalte școli de doctorat, ar trebui să se raporteze la acest studiu al nostru de cronologie,
așa cum se raportează o băbuță care l-a întâlnit pe Domnul Hristos la rugăciunea Tatăl nostru. Acesta ar trebui, are o variabilă, Flavius. Nu au cum niște școli teologice făcute după chipul și asemănarea cârjei omului care a schimbat, s-a încumetat să schimbe vremurile și legea, să arate tocmai aceste lucruri ale Scripturii. Hai să mulțumim Domnului și să procedem la studiu. Mulțumim, Părinte, pentru moment frumos din sabat și pentru că putem sta voioși în fața cuvintelor Scripturii. Doamne, înțelepțește inimile tuturor. Vino, Doamne Iisuse. Amin. Amin. Dragii noștri, noi mai am fost, cum a spus și Flavius, în fața dumneavoastră cu acest studiu. Nu doar că învățătura e mama, că repetiția e mama învățăturii, dar există un detaliu care nu s-a, cum să spun eu, nu s-a punctat suficient în toată această chestiune, și anume că pe acest trunchi de cronologie al Scripturii se așează perioadele profetice. Nu ai cum să faci interpretare profetică asupra perioadelor din prorocia Bibliei fără să ai și un spațiu de timp în care le așezi. Ca să nu derapezi de la înțelegerea corectă a tabloului, a întregului ansamblu de înțelegere profetică, te-a ajutat ceva mai mult decât cronologia? Ca să nu derapezi. Păi, tu știi cât de mult am băiguit noi, cât de mult am rătăcit până să avem un model cronologic al Scripturii, nu? Păi, știu. Fără modelul cronologic, dragilor, al Scripturii, care, repetam, este structura pe care se așează orice altă perioadă a prorociei, ar fi chiar un nonsens. Măcar că este un nonsens lucrul acesta, toate bisericile s-au grăbit să așeze acele bucăți de timp ale prorociei într-un cu totul alt calendar decât acel al Bibliei. Observ ce discutăm? Și au ajuns să creeze o struță cămilă. În tot felul de hățișuri, da, de interpretări. Deci nu ai cum să așezi. Știți, e ca și cum aș lua nu știu ce piesă de la nu știu ce aparat și aș pune-o la totul, la o altă, la o mașină, la altă mașină, da? Nu se poate. Trebuie să înțelegem toți că Dumnezeu, în economia cronologică pe care a așezat-o în Sfânta Scriptură, a pus acolo și un cadru, o oală în care se așează aceste elemente, da? Cine nu știe cronologie, nu știe profeție. Eu spun categoric. Iată-i pe cei care fixează datele, că vin în seara aceasta în fața dumneavoastră cu cifre foarte consistente. Ia uitați-vă ce vă arătam. Asta este, dacă vreți, o hartă formală cu pachete a câte 2000 de ani, începând cu Genesa, vremea patriarhilor 2000 de ani, 2000 de ani antichitatea iudaică, da, și 2000 de ani era creștină, așa cum se poate înțelege cu aproximație, doar repetam, cu aproximație. Dacă vrei, harta... În cronologia lui James Usher, da? Știi cum, Sebi, dacă cineva ia cronologia lui James Usher și... Care este se uită, cea mai celebră, cea da, mai în creștinism, da? Și cea se mai... uită peste ea, concluzia celui naiv care se miră de ce descoperire a făcut este următoarea. A, ce interesant! Zice, de la Adam și până la noi, omenirea este împărțită în trei felii. A câte 2000 de ani aproximativ fiecare felie, știi? Deci asta ar fi concluzia pe care ar desprinde-o unul care răsfoiește și el o cronologie dintre asta, dintr-o bibliotecă teologică, știi? E, măcar că are o anumită acuratețe cronologia lui Usher, are o anumită acuratețe,
lui a ieșit, ca să înțelegeți, anul nașterii Domnului Hristos ca fiind anul 4004 de la facerea lumii, iar nouă ne-a ieșit 3995. Deci cu 9 ani mai puțin decât Usher. Dar o să vedeți că ăia 9 ani de acolo nu înseamnă nimic în comparație cu alte socotințe mult mai serioase ale acestei cronologii, extra să repetăm doar din Sfânta Scriptură, da? Uite ce vă invităm noi acum, să determinăm anii istoriei lumii de la facere până la intrarea în țara făgăduinței sub comanda lui Iosua, poporului evreu. În momentul când au trecut ei Iordanul, în ziua 10-a a lunii Abib din acel an, da? O să arătăm consistență scripturii, texte din scripturi cu consistență. Da? Fac o mențiune. Toate cronologiile de la Adam și până la potop sunt identice. Deci orice cronologie ai lua. Nu toate. Toate, Sebi. Nu toate, m-am uitat, unele nu sunt. Nu? Nu, fiindcă folosesc... Până la potop. Da, până la potop. Nu toate. Crede-l pe fratele tău. Eu tot ce am cercetat am văzut... Sunt unele cu mii în plus, cu mii de ani în plus. E, da. Na. Da. E uluitor, nu-i așa? Uite, la asta se referă Flavius. Această hartă pe care noi am mai supus-o audienței să se uite la ea este construită pe capitolul 5 din Cartea Genesei. Afirmațiile de acolo sunt foarte, cum să spun eu, detaliate și nu lasă loc niciunui echivoc. Oricine... Lasă harta un pic acolo. Da? Cu alte cuvinte, liniuța galbenă reprezintă anii de la nașterea lui Adam, da, până când lui Adam i s-a născut Set. Da. Apoi, dacă ne uităm pe linia lui Set, partea galbenă până la 105 înseamnă că Set avea 105 ani când i s-a născut Enos. Da. Enos avea 90 de ani când i s-a născut Cainan. Cainan avea 70 de ani când s-a născut Mahalaleel. Da. Și tot așa. Iar și Noe, Matusala, Lamech. Da, și Noe avea 600 de ani când a venit potopul. Observați voi că Metusala, bunicul lui Noe, a murit chiar în anul potopului, înainte să vină potopul. În Genesa 7:6 ne spune că Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Pe harta asta se pot face multe calcule. Ceea ce rețineți este scris mare cu albastru, 1656. De ani de la facerea lumii. Este Anno Mundi, da? Da. Deci de la facerea lumii au trecut 1656 de ani până în anul când a intrat Noe în corabie, da, și a venit potop. Genesa 11, dragilor, o să încercăm să facem pași rapizi în a avansa în cercetarea aceasta. În Genesa 11, de la versetul 10 până la 26, ne sunt înșiruiți patriarhii poporului evreu. De la? Pe sămânța lui Sem. Sem, la 2 ani după potop, îl naște pe Arpacșad. Pe urmă Arpacșad, când avea 35 de ani, naște pe Shelah. Shelah, la vârsta de 30 de ani, naște pe Eber. Și în felul ăsta avem aceeași schemă la care adăugăm anii aceștia, unul după altul, da, ca să aflăm că până la nașterea lui Terah sunt 222 de ani de la potop și până la nașterea, rețineți, a lui Terah, tatăl lui Avram. Voi observați că am pus cu gri linia aceasta când,
această afirmație din Genesa 11 cu 26, care spune că la 70 de ani Terah a născut pe Avram, Nahor și Haran. Afirmația e una absolut generală, fiindcă o să vă arătăm imediat niște versete din care reiese că Terah nu avea 70 de ani când l-a născut pe Avram, ci avea 130 de ani. Nu doar că afirmația este generală, dar și ordinea în care sunt numiți aici cei trei fii al lui Nahor, al lui Terah, este una, cum să spun, făcută în stil evreiesc. În stil... Să arate cumva că Avram e cel care avea dreptul de întâi născut. Ia uitați-vă. Deci, la anul potopului, adică 1656 de la facerea lumii, adăugăm 222 de ani și ne dă anul nașterii lui Terah, adică 1878 de la facerea lumii, Anno Mundi, am prescurtat, da? Uite, în aceste versete din Genesa 11, de la 31 la 32 și 12 la 1 la 4 și din Fapte 7 cu 4, aici avem cheia cu ajutorul căreia rezolvăm misterul, și anume întrebării: câți ani avea Terah când l-a născut pe Avram? Nouă ne trebuie cifra aceasta ca să mergem mai departe. Ca să putem să mergem mai departe pe aceeași socotință de adăugare a anilor. Avansând. Și vedem că plecând din Ur, din Haldea, ca să ajungă în Canaan, ei pe drum au oprit din cauza că pe drum a murit tatăl lor Terah. Da? Și avea 75 de ani Avram în momentul când a murit tatăl său Terah, iar tatăl său la moartea sa avea 205 ani Terah, da? E simplu, dacă din 205 scădem 75, aflăm vârsta pe care Terah o avea când l-a născut pe Avram. Da? E simplu de tot. Ne dă 130. E simplu. Și avem 1878, anul nașterii lui Terah, plus 130 cât avea el când l-a născut pe Avram. Aflăm anul nașterii lui Avram. 2008 de la facerea lumii. Schema arătată pe modelul lui Usher de mai devreme, aproximativă, 2000 de ani până la Avram, da? Avram Eberul, slavonizat evreul, adică din neamul lui Eber. Din neamul lui Eber, din Babilonia. Hai să facem pași înainte. Din Ur, din Haldea. Da. Avram avea 84 de ani când face legământul cu Domnul și primește făgăduința. Citești capitolele 15 și 16 din Genesa, care ne arată foarte, foarte detaliat că în al 10-lea an după ce ajunsese în țară, da, Avram a făcut acest legământ cu Dumnezeu când au despicat împreună vitele, dobitoacele acelea și păsările ca să treacă printre ele. În momentul acela, zice, în ziua aceea Avram a făcut cu Domnul un legământ trainic, da? De fapt, Domnul a făcut cu Avram un legământ trainic, da? Corect. Exodul 12, 40 la 41 și Galaten 3 cu 17 ne arată că Israel a traversat Marea Roșie după 430 de ani de la primirea făgăduinței. Ia uitați-vă, facem un salt de 430 de ani. E foarte importantă această schemă de aici, este una inovatoare, să spun așa, și salvatoare în același timp, în alcătuirea unei cronologii biblice. Ceilalți merg în continuare pe anișori, adună anii lui Iacov, adună și se încurcă pentru că lipsesc informațiile. Noi o să vă arătăm cu verificare riguroasă că acest pas pe care l-am făcut aici nu este deloc greșit și cine are bunul simț și o să observe ce arătăm în continuare, o să zică, da, domnule, clar, Scriptura asta și arată, da? Ia uitați-vă,
Israel stă în pustiu 40 de ani până să treacă Iordanul în țara făgăduinței și avem deci anul nașterii lui Avram, plus 84 de ani cât avea el când a făcut cu Domnul legământul, plus 430 de ani cât s-au scurs de la primirea legământului și până la trecerea Mării Roșii, plus 40 de ani cât au stat în pustia Sinaiului. Avem anul 2562, momentul când trece Iordanul, intrarea în țara făgăduită, da? De la facerea lumii. Da, anul 2562. Și în felul ăsta, de la facerea lumii, am descoperit că până în momentul când Iosua, cu chiuvătul legământului și cu poporul evreu, traversează Iordanul în ziua de 10 Abib a acelui an, era anul 2562 de la facerea lumii, da? Într-o zi de luni. Este clar că era o zi de luni. Este foarte clar că era o zi de luni, dar nu intrăm în detalii păi de felul ăsta. Păi nu putea să fie altfel. Da. Nu intrăm în detalii de felul ăsta, dragilor. O, cineva care aude ar zice, bă, e surprinzător de tot, ăștia știu că e zi de luni aia. O să arătăm mai târziu, dacă vreți, cu tumele pentru care credem și gândim în felul acesta, da? Ia uziți ce afirmație se face în Iosua, capitolul 5, versetul 9 la 12. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră. Adică voi știți că peninsula Sinaiului aparținea Egiptului, dragilor? Din istoric, de când se știe, aparține Egiptului, da? Deci adevărata ieșire din Egipt a evreilor a avut loc în ziua de 10 Abib a anului 2562 de la facerea lumii. Ca să, pentru cine n-ar cunoaște istoria asta a Exodului, eu aș expun în două propoziții. Te rog. Într-o zi de sâmbătă au pornit cu Moise în frunte din ținutul Goshen. Da. Un ținut undeva aflat la buza deltei Nilului. Și au trecut Marea Roșie. Câteva zile mai târziu au trecut Marea Roșie. La Marea Roșie s-a întâmplat un eveniment care i-a eliberat de stres. Și majoritatea dintre cei care, cum să spun, analizează Exodul, consideră că ei au ieșit din Egipt în momentul în care au trecut Marea Roșie. Nu! Când au trecut Marea Roșie, ei au scăpat de armata Egiptului. Pentru că armata Egiptului a fost înnecată, scrie raportul Scripturii, cu cai și călăreți, cu toții, au murit înnecați în apele Mării Roșii. Da. Adică, dacă am luat Exodul și am zice când au ieșit evreii din țara Egiptului, ar trebui să considerăm Iosua capitolul 5 ca fiind afirmația. Astăzi ați scăpat de ocara Egiptului care vă apăsa. Indiscutabil. Că astăzi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră, nu e așa, cum să spun, nu este ca sărutul pe care i l-a dat Cuza lui Moș Ion Roată și a șters cuipatul boierului. Nu e în sensul ăsta, ci ei trăiau sub amenințarea de a fi întorși robi în Egipt. Pentru că se mișcau în proximitatea autorității egiptene, dar când au trecut de Marea Roșie, ei au scăpat de un mare chin, și anume de armata egipteană. Apoi s-au dus la muntele Sinai. Au primit legile. Dumnezeu i-a condus, au construit cortul întâlnirii. Dumnezeu i-a condus să îi scodească țara și s-au întors, s-au dovedit nevrednici. S-au plimbat 40 de ani, cum le-a zis Dumnezeu. Supronia dumnezească, ca să înțeleagă că omul nu trăiește doar cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului trăiește omul. Și după 40 de ani s-au aflat din nou la hotarele dintre Egipt și țara făgăduită. Și când au trecut în 10 Abib, Iordanul, 2562, s-a făcut afirmația, astăzi am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastră.
I-au pus numele locului acelui a Gilgal până în ziua de azi. Copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal, au prăznuit Paștile în a 14-a zi a lunii spre seară în câmpia Erihonului. A doua zi de Paști au mâncat din grâul țării azime și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paști când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Ei, o să zică ăștia, ce legătură are cu ce discutăm noi? O să vedeți imediat. Are legătură cu anul sabatic, discuția cu boabele prăjite mâncate de evrei și cu încetarea manei. Ia să vedeți ce vă arăt eu, dragilor. Domnul a vorbit lui Moise, Leviticul, capitolul 25, da? Când veți intra în țara pe care o vă dau, pământul se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. Vorba aceasta s-a spus cu 40 de ani înainte, la când Sinai. S-au dat legile la Sigur. Sinai, da? 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să-ți stai via să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu stai via. Dragilor, din afirmația asta citită așa grosso modo, ce ar trebui să înțelegem? Primul lucru. Păi, pământul să se odihnească. Că anul în care au intrat ei în țară, în care urma să intre în țara Canaanului, era an sabatic. Dacă ar fi să traduc în alte cuvinte porunca aceasta, ar suna în felul următor. Când vei intra în țara pe care ți-o dau, da, să nu te apuci să semeni, că pământul trebuie să se odihnească. Ia uite ce spunea un verset mai devreme, versetele care le-am citat aici. Zice, au mâncat a doua zi de Paște, au mâncat din grâul țării azime și boabe, îl sădiseră ei? Nu. Îl seceraseră ei? Nu, doar au apucat cu mâna și au mâncat, nu? Chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat, zice, copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Au mâncat ceea ce nu semănaseră? Nu e așa? Da. Pur și simplu, s-au așezat și au mâncat. Dar porunca spusese, când veți intra în țara pe care vă dau, pământul se odihnească. De ce? Zice, să țină un sabat în cinstea Domnului. Deci prin poruncă dumnezească înțelegem că anul 2562 este an sabatic, da? Dacă cineva ar zice, sărim peste versetele astea, uite, noi avem o schemă aici în care arătăm analogia dintre săptămâna de zile, cu 6 zile lucrătoare și o zi sabatică, da? Și săptămâna de ani, 6 ani lucrători și anul sabatic, da? Dacă cineva are dubii că anul 2562 ar fi an sabatic, îi invităm simplu de tot să facă o socoteală simplă. Să vadă dacă 2562 este divizibilă perfect cu 7, fără virgule, da? Și atunci noi înțelegem clar că anul 2562, despre care s-a spus când veți intra în țara pe care vă dau pământul să o odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului, vom vedea simplu atunci că acel an era de fapt an sabatic, da? Adică de la facerea lumii, dacă ai fi numărat anii în pachete de câte 7, anul 2562 era an sabatic. Asta arătăm noi. Potrivit cu porunca, când veți intra în țara pe care vă dau pământul să se odihnească. Este foarte curios faptul că nu se menționează în niciun loc în Sfânta Scriptură că Dumnezeu spusese cuiva înainte de momentul Sinai să țină anii sabatici. Nu spuse, nu scrie nu e specificat nicăieri. Însă, cu 40 de ani înainte de a intra în țară, Dumnezeu a zis, vezi că atunci când intri în țară, pământul trebuie să se odihnească. Anul ăla e an sabatic. Zice să țină, pământul se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului, așa spune porunca. Dragilor, faptul că anul 2562
este divizibil cu 7, nouă ne confirmă cel puțin până aici că această cronologie făcută până aici este corectă. Acea adunare a anilor, am adunat și noi anii după porunca dumnezească, așa cum a apărut ea, în Deuteronomul cu 32, 32 cu 7, zice, adu-ți aminte de zilele din vechime, socotește anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni, întreabă pe tatăl tău, te va învăța, bătrânii tăi îți vor spune, da? Deci noi adunăm anii, adunând anii cu scriptura de la facerea lumii, referințele vi le-am dat, le-ați avut grafic pe ecran, da? Am ajuns la înțelegerea că acest an 2562 era anul de la facerea lumii în momentul când Iosua cu oștile lui Israel pe 10 Abib au trecut, era la jumătatea unui an sabatic când au trecut ei în țara Canaanului, da? Și uite, e divizibil perfect cu 7 și anume se împlinea cea de-a 366-a săptămână de an de la facerea lumii, ca să spun așa, formal, da? Dar nu e singura verificare. Cei 7 ani de belșug, țineți-vă, și cei 7 ani de secetă din Egipt pe vremea lui Iosif au fost de fapt 2 săptămâni de ani sincronizate pe calculul anilor de la creație. Aceste săptămâni confirmă adunarea anilor patriarhilor de până acum. Flavius, să știi că afirmația asta pe care ai pus-o tu e atât de formală și atât de serioasă. Ar putea să fie tratată cu ușurință de... Da, da. Înțelegi? Ar putea să fie... Ia uși ce spune asta. Hai că e prea de tot, știi? Hai că e prea... Nu e chiar așa, că... Dar de unde știți voi că e așa? Arătam imediat cu scriptura. Cred că e o alarmă de la cesul... Lasă-l, că s-a dus Cornel. Da? Da, mă, l-a luat. Bagă-l într-o găleată cu apă, Cornele. Ok. Deci, noi arătăm simplu de tot cu Scriptura. Am arătat mai devreme că anul nașterii lui Avram era 2008 de la facerea lumii? Da. Uite ce arătăm acum. Noi arătăm. Câți ani avea Avram când s-a născut Isaac? Toată lumea știe că 100. Păi toată lumea scrie și lucrul acesta e raportat în Genesa 21:5. Dragilor, noi nu mai deschidem acum Biblia. Dacă vreți să deschidem Verificați Biblia, voi. Arată tu slide-ul la Flavius și o arăt cu Biblia, dacă vor ei. Nu. Okay. 60 de ani avea Isaac. Uite, lăsăm acest diapozitiv mai mult ca să verifice. 60 de ani avea Isaac când s-a născut Iacov. Da? Da. 130 de ani avea Iacob când s-a dus în Egipt la Iosif. Deci tu știi că cu ocazia aceea când a venit Iacob, da. El l-a prezentat înaintea lui Faraon pe tatăl său. L-a și a spus, Faraon. Zice, care? Zice, zilele mele au fost rele și puține la număr față de ale părinților mei. Zilele robului tău, 130. Imaginează-ți că ai în față un moș și care spune în final, după ce te plimbă se cu și vorbele, vaită că e puțin. Da, zice că are 130. E, în anul ăla Iosif a spus, iată că mai sunt 5 ani de secetă potrivit cu prorocia pe care a dat-o domnul Faraonului, da? În anul în care Iacov se înfățișează în fața lui Faraon și îi zice, stăpâne prea înalte... Trecuseră 2 ani de secetă și Iosif a spus textual, iată că mai sunt 5 ani de secetă. A spus-o direct. Iar lucrul acesta este raportat în 45:6, când au venit frații lui cu tatăl său acolo. Deci verificați contextele, dragilor. Uite, aveți referințele grafic frumos așezate. Prin urmare, da? Anul 2303. Păi da, avem anul 2008, plus 100 de ani cât avea Avram când s-a născut Isaac, plus 60 cât avea Isaac când s-a născut Iacob, plus 130 de ani cât avea Iacob când a venit în Egipt la fiul său Iosif, plus 5 ani cât mai rămăseseră din această săptămână de ani. Avem 2303. E, acest an 2303, dacă e divizibil cu 7, perfect, înseamnă că cele 2 săptămâni de ani, una de belșug și una de lipsă de secetă de pe vremea lui Iosif în Egipt, sunt sincronizate pe anii sabatici? Pe anii lui Dumnezeu sabatici.
Și asta înseamnă că confirmă suma anilor adunați de noi, da? Ia uitați-vă, dragilor. 2303 împărțit la 7 egal cu 329, săptămâni de ani de la facerea lumii. Ultimul din cei 7 ani de secetă a Egiptului, adică anul 2303, era de fapt an sabatic. E corect, nu? Asta ne arată cel puțin nouă că suntem pe calea cea bună cu cercetarea până aici. Dar surprizele o să obțină când o să arăt verificarea, pe vremea împăraților, pentru cineva care ar putea avea îndoieli asupra metodicii pe care o aplicăm noi în cercetarea aceasta. Ok, mergem. Sunt mai... Sunt mulți care au îndoieli. Știi tu vorba aia? Dacă se îndoiesc, să rămână strâmbi. E treaba lor. Eu caut să umblu într-o dreptate și adevăr. Dă-i, Doamne! Deci, continuăm. Uite ce vă mai arătam, dragilor, că în afară de săptămâna de ani, s-a poruncit aici în Leviticul 25 ca să numeri, uite cu verde, 7 săptămâni de ani, de 7 ori 7 ani și zilele acestor 7 săptămâni de ani vor face 49 de ani, dar lucrul acesta se va întâmpla de la intrarea în țara făgăduită. Clar. Și în ziua 10 a lunii a 7-a, să pui să sune cu trâmbița răsunătoare în ziua ispășirii, să sunați cu trâmbița în toată țara voastră, sfințiți anul următor de anul așa numit an al 50-lea, da? Acel an următor despre care vorbim, uite, avem aici schema făcută. Deci, primul lucru, avem săptămâna de ani. O săptămână de ani e compusă din 6 ani lucrători și un an sabatic am arătat noi, da? Împreună toate reprezintă 7 ani, da? Și avem pachetul jubiliar de 49 de ani, da? Care e compus așa, din 7 săptămâni de ani, da? Și totdeauna anul următor celui de-al 7-lea an sabatic era an de veselie, da? Așa numitul an al 50-lea. Dar acest an de veselie este totdeauna primul din următorul pachet de 7 săptămâni de ani. Am putea să spunem că odată la 49 de ani, prima săptămână din cele 7 avea 2 ani de odihnă. Da. Anul 1, care era jubileul. Noi nu am arătat toate detaliile, uite, dar și anul 7, aici, care era ecran sabatul. Să citească cine are plăcere, da? Ce trebuia să faci în anul de veselie. Deci aveam al 7-lea an sabatic, urmat, în care nu se muncea, era an de odihnă, da? Da. Urmat de un an de veselie, când la fel nu trebuia să muncești. Și domnul chiar le spusese, poate o să vă întrebați ce o să mâncăm în anul al 8-lea, cum a numit domnul, știi? Zice, să nu vă faceți nicio grijă, zice că în anul al 6-lea, zice, vă voi da, zice, de se va ajunge până la al 3-lea an după aceea să mâncați, știi? Din roadele cele vechi. Deci, ideea este că în anul de sabat și în anul de veselie următor celui de-al 7-lea an de sabat, da? Nu trebuia nici atunci să muncești, ci trebuia să te veselești, fiecare se întorcea în moșia lui, că țara era a Domnului, nu era a poporului, da? Dacă vindeai, de exemplu, ceva în timpul acesta 49 de ani, trebuia să vinzi practic recoltele, da? Dacă vindeai un teren. Da, nu vindeai terenul, vindeai recolta. Da, fiindcă terenul se întorcea înapoi la... Stăpân. La proprietar, da. Deci, hai să stabilim câteva lucruri. Începând cu facerea lumii, trecerea anilor se împarte în săptămâni de ani. Am arătat lucrul acesta, da? Da.
Deci o săptămână de an înseamnă 7 ani, al 7-lea an este sabatic, și începând cu intrarea în țara făgăduită, trecerea timpului se poate împărți și în an de veselie. Anul de veselie are loc din 7 în 7 săptămâni de ani. Anul de după cel de-al 7-lea an sabatic este an de veselie. Am artat afirmațiile clare pentru oricine. Asta e sedimentarea din Leviticul 25, simplu de tot. Da? Da, simplu de tot. Acum, dragilor, ca să facem pași mai departe, vom merge cu următorul pachet de timp pe care îl cercetăm din Sfânta Scriptură, și anume determinăm anii istoriei de la trecerea Iordanului. Noi am artat că trecerea Iordanului a avut loc în anul 2562 de la facerea lumii, da? Și până la terminarea săptămânilor de an din Daniel, capitolul 9. Știți că s-a dat, zice, încă 70 de săptămâni de ani au fost tăiate poporului tău, da? Deci Domnul lucra în felul ăsta, după cum faraonului cu Egiptului i-a dat 2 săptămâni în care s-au petrecut niște fapte, da? Dumnezeu lucra în felul ăsta, da? Deci noi urmează să tratăm acum perioade de timp de la anul 2562, dacă v-a rămas clar în minte, momentul când s-a trecut Iordanul, da? Până la sfârșitul celor 70 de săptămâni din Daniel, adică așa zisul an 34, după cât cum afirmă unii, era noastră, da? Da, adică 3 ani și jumătate mai târziu de la răstignirea, da, Domnului. Da, după crucea Domnului. Pentru aceasta vom calcula, începând cu trecerea Iordanului, am arătat că adevărata ieșire din Egipt este momentul când s-a trecut Iordanul, da? Da. Adică anul 2562 de la facerea lumii. Și avem aici 1 Împărați, capitolul 6, versetul 1 și versetul 37 și 38. Cei că interesați de studiu laborios, aveți grafic pe ecran, puteți da o pauză pentru cercetare, să luați scriptura, să citiți tot contextul din capitolul. Da, asta e ușor să de făcut. Da? În anul al 480-lea, după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului în al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a 2-a. Dragilor, asta e o afirmație absolut generală, cea din versetul 1, deoarece în versetul 37 și 38 ni se arată că în anul al 4-lea, în luna Ziv, de fapt s-au pus temeliile casei Domnului. Și în anul al 11-lea, în luna Bul, care este a 8-a lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei, așa cum trebuia să fie în timp de 7 ani, a zidit-o Solomon. Observi? Dar aici avem niște afirmații. Aici se spune că în al 4-lea an, în al 11-lea an, observi? Timp de 7 ani, observi? Și tu zici observi? Că sunt importante informațiile astea. Da, ia să vezi de ce. Nu zice după, ci în al 480-lea an, observi? Da, era în timpul anului 480. Ai observat, dar zice că timp de 7 ani, că a durat 7 ani cât a zidit-o, observi? Observ. Asta înseamnă că nu avem 487 de ani, ci în al 487-lea an s-a terminat casa, în luna Bul. Ai Corect. Înțeles? Da. Dar această afirmație că zice... Casa a fost isprăvită în toate părțile ei așa cum trebuia să fie, se referă nu numai la zidirea în sine, ci și la actul dedicării. Fiindcă dacă citim contextul din capitolul 6 și 7 acolo, vom vedea că de fapt a fost sărbătoare mare la Ierusalim. Corect. Că casa a fost dedicată chiar cu ocazia zilei ispășirii, când s-a umplut de fum casa. Și că sărbătoarea s-a prelungit până în luna 8-a și de-aia s-a spus că până în luna 8-a, știi? Ziua ispășirii, din ziua 10-a lunii a 7-a s-a dedicat casa și s-a fost sărbătoare mare la Ierusalim cu ocazia aceea. Și uitați ce lucru, detaliu absolut specios avem. În Iosua capitolul 4:19 ni se spune că poporul a ieșit din Iordan în ziua 10-a lunii 1 și a tăbărât la Gilgal la marginea de răsărit a Ierihonului. Iosua capitolul 4:19, când au ieșit ei prima oară. Da. Iar că
când au ieșit, când au trecut Iordanul, Vartam, în urmă cu 486,5 ani. Vă arăt lucrul acesta, da? Toți bărbații lui Israel, pe urmă, s-au strâns la împăratul Solomon în luna lui Etanim, care este a șaptea lună, în timpul praznicului, zice în 1 Împărați, capitolul 8, ca să facă dedicarea casei. Care era acest praznic? Nu era ziua ispășirii, când trebuia orice bărbat să înfățișeze înaintea Domnului? Ziua ispășirii era aceasta, când orice bărbat trebuia să înfățișeze înaintea Domnului. S-a strâns la împărat la Ierusalim. Îți dai seama că nu putea ca acea casă să dedice după ziua ispășirii, ci înaintea zilei ispășirii. Iar dovada a făcut-o chiar faptul că s-a umplut casa de fum din prezența Domnului și a slavei lui și au ieșit preoții că nu mai puteau sta acolo. Ei au dus chivotul, legământul Domnului, să citească de la capitolul 6 până la capitolul 8 din 1 Împărați să vadă în detaliu cine interesa. Deci de la intrarea în Canaan până la consacrarea templului avem 486,5 ani fix. Deci în al 487-lea la nivel de zi. De zi. Deci ei au trecut Iordanul în ziua 10-a lunii 1 și au casa a fost dedicată în al 487-lea ani în ziua 10-a lunii a 7-a. Cu ocazia zilei ispășirii casa s-a umplut de fum, da? Prin urmare sunt 486,5 ani fix. Da, și noi am arătat că este o similitudine remarcabil aici, că e interesant că din asta noi decupăm din înțelegerea asta că avem de-a face cu un prim pachet de 70 de săptămâni de ani, dar care încă nu este completat, că trebuie să avansăm, da? Avem de-a face cu fix chestiunea jumătății ultimei săptămâni dintr-un pachet de 70 de săptămâni de ani. Ca acelea din Daniel capitolul 9, știi? Corect. Deci casa a fost dedicată la jumătatea ultimei săptămâni dintr-un pachet de 70 de săptămâni de ani. De la intrarea în Canaan și până la dedicarea casei au trecut fix 69,5 săptămâni de ani. Și au mai rămas încă 3,5 ani, adică jumătate de săptămână de an, da? De la anul al 11-lea până la anul al 14-lea al lui Solomon. Și noi am arătat că există o similitudine remarcabilă aici, am spus Flavius, între... Când zici similitudine remarcabilă, te referi la faptul că Domnul s-a folosit de această imagine, istorie, da, da, de această istorie pe care ei o cunoșteau foarte bine. Da. Ca să arate ceva despre el? Da. Că Domnul a zis, zice, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Se refera, spune clar în context, în capitolul 2 din Ioan, că se referea la trupul său. Trupul său. Știi? E, cu ocazia consacrării templului s-a stricat cortul întâlnirii, care era mai puțin slăvit. Izbea ochiul mai puțin, ca să spun așa, decât casa zidită de Solomon, da? Și a fost așezat în locul acelui acelui cort al întâlnirii, casa aceasta mai slăvită la fel. La jumătatea ultimei săptămâni din Daniel, capitolul 9, pachetul acela de 70 de săptămâni, la jumătatea ultimei săptămâni a fost stricat cortulețul, trupul acesta pământesc al Domnului și în schimb s-a așezat alt templu, alt cort mai glorios. Despre asta discutăm, da? O să înțeleagă oricine la ce templu ne referim. Foarte interesantă similitudinea asta. Acum îmi dau seama că se mai potrivește într-un aspect. Vezi? Cortul acela făcut de Moise în pustie era încă funcțional. Da. Dar când Solomon a inaugurat templul, slava s-a mutat în templu acela. Nu puteau să coexiste două sanctuare de închinare, să zic așa. Exact așa cum pe vremea Domnului Hristos nu putea să rămână în picioare și templul de piatră și
trupurile oamenilor care aveau să fie pietrele vii din asta care se facă asta doream să arătăm clădire. Acum, Flavius. Exact asta arătăm acum. Că la jumătatea ultimei săptămâni din Daniel, din cele 70 de săptămâni din Daniel 9, își încheie rostul templul lui Ezra, templul lui Solomon refăcut. Refăcut, da. Așa. Că s-a spus, iată că vi se lasă casa pustie. S-a spus lucrul ăsta da. În anul acela. Da. Și tot în acel an, la câteva zile puțin mai târziu, gloria, slava Domnului a intrat într-o nouă casă. Ne referim la faptul că în ziua cincizecimii, într-o mână de credincios, au venit limbile de foc cerești, da? Da. Shechina, gloria lui Dumnezeu. Hai să facem pași mai departe. Deci, noi am constatat, dragilor, că sunt 486,5 ani fix, adică 69,5 săptămâni de ani de la intrarea în țară, că, repetăm, se numără anii nu numai în ani, ci și în săptămâni de ani, după porunca Domnului, da? Și avem un prim pachet de 70 de săptămâni, dar necompletat, cu 3 ani jumate rămași în suspensie. Acești 3 ani jumate ne zvârlă, după cum am arătat noi mai devreme, în anul al 14-lea al lui Solomon, ca să înțelegeți. Avem cu roșu în dreapta jos aici, da? Și mergem mai departe acum. Ce-am mai spus să nu mai pui cu roșu. Ok. Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. E raportat în 1 Împărați, capitolul 11, da? Și a dormit cu părinții săi, deci 40 de ani deja i-a trăit, deci a murit în al 4, i-a domnit, a murit în al 41-lea an al domniei sale, da? Și ia uita ce verset vă mai arăt eu. Ieroboam a pus preoți peste, pentru înălțimile. Știți că după moartea lui Solomon, împărăția a fost împărțită în două. O parte nu deloc consist, nu puțin în consistență, a luat-o Roboam, fiul său, o parte. Iar o parte a luat-o Ieroboam, dușmanul lui Solomon, da? 10 seminții a luat Ieroboam, da? Zice, Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile, pentru țapii, pentru viței pe care îi făcuse, adică pusese un vițel la Dan și unul la Betel. Și zice, uite, Israele, ăsta e Dumnezeul tău, că a zis el că dacă se întoarcă ăștia evrei, se duc la Ierusalim, la templu, să jertfească Domnului, se vor lipi cu inima de casa lui David și pe urmă vin să-l omoare pe el. Și atunci el a făcut o mânăreală politico-religioasă și a făcut alte centre de închinare paralele cu cele de la Ierusalim, da? Păi, dacă avea omul regat, trebuia să-și tragă și religie, nu? Păi na, și biserica. Așa s-a făcut toată istoria. Ieroboam a pus preoți pentru înălțimile, pentru țapi și pentru viței pe care i-a făcut. Aceia din toate semințiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinților lor. Ei au dat astfel tărie împărăției lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, zice, timp de 3 ani. Căci 3 ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Da. De ce vreau să vă arăt lucrul acesta? Că din anul al 41-lea al domniei lui Solomon, când a murit Solomon, după ce a domnit deja 40 de ani plin, da? Încă 3 ani au mai mers semințiile lui Israel în calea Domnului, pe urmă s-au stricat, s-au dus după viței lui Ieroboam, da? Și ia uitați-vă, facem pași mari de tot. Țineți minte versetele care vi le arătam. Zice, ia o tigaie, zice lui Ezechiel Domnul, și de fier pună ca un zid de fier între tine și cetate, îndreaptă-ți fața împotriva ei ca să fie împresoară, să o strâmtoresc, acesta să fie un semn pentru casa lui Israel. Apoi culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirile casei lui Israel, câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. Îți voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirilor, și anume 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. Adică Domnul vrea să zică acest popor Michel s-a ocupat de mișelii și de nelegiuiri 390 de ani. Îi zicea lui Ezechiel, care deja era în robie, da? Da.
Și avem, dragilor, anul al 14-lea al lui Solomon, când s-a terminat primul pachet de 70 de săptămâni de an, da? Corect. Am arătat mai devreme, da? 486,5 ani până la dedicarea templului, anul al 11-lea, da? Și în anul al 14-lea erau 490 de ani fix, da? Tu știi ce simt eu în momentul ăsta? Ce? Îmi vine foarte greu să gândesc. Știu că mi s-a întâmplat și mie. Uite, de la... Da. Transpir, da, tot. Da. Sunt lag de transpirație. Și... Nu te poți concentra. Nu mă pot concentra. Da, așa străine sunt cuvintele astea pe care le spui tu. Da. De zici că zici niște noutăți. Mulțumim, așa, Domnului, ca să mă pot concentra eu în momentul ăsta, da. Ok. Am fost răciz rău, dragilor. Și deci avem... Începe un nou pachet în al 14-lea an al domniei lui Solomon, de 70 de săptămâni de ani. Acest pachet ne duce până la porunca de eliberare și de rezidire dată de către Cirus. Exact. Și avem, ia uitați-vă ce vă arăt eu, 41 în stânga aici, minus 14, adică anul când a murit Solomon, al 41-lea al domniei sale, da? Da. După ce domnise 40 de ani plin, da? Minus anul al 14-lea, când începe acest pachet al doilea, da? Egal cu 27 de ani, da? Până la anul morții lui Solomon, avem prima aici, da? 3 ani după aceea, avem 30 de ani până la momentul când Israel încetează să mai umble în calea lui David. S-au dus la viței lui, de la Dan și de la Betel, da? Corect. Și atunci încep cei 390 de ani de conflict pe care îi avea ei cu Dumnezeu. S-au ținut numai de trânte și de nenorociri. Idolatrie. Și se încheie în momentul în care începe robia și pustirea țării, anul 420-lea. Urma de 70 de ani de robie, fac 490, adică 70 de săptămâni de ani. Vă dați seama că după ce s-a sfârșit robia lor, în anul următor, porunga de eliberare și rezidire, adică era an de veselie după calendarul lui Dumnezeu, da? Clar. E clar pentru oricine lucrul acesta, nu? Deci avem acest al doilea segment, dragilor, care începe cu anul 3053 inclusiv, căci avem 3052 de ani până în al 14-lea an al lui Solomon, că dacă adunăm de la intrarea în țara Canaanului, adică anul 2562 plus 490. 490 sau 70 de săptămâni de an, da? De ne dă 3052, anul de la facerea lumii, da? Primul an din următorul pachet de 70 de săptămâni de an, deci anul al 15-lea al lui Solomon, cum ar veni, da. E anul 3053. Cu el debutează pachetul de 70 de săptămâni de ani, care se încheie la anul 3542 inclusiv, care e ultimul an din cei 70 de ani de robie, da? Care e an sabatic. E an sabatic. Dacă nu credeți, împărțiți 3542 la 7 și veți vedea că vă dă număr cifre întreg. Cifre exactă, da. Da? Iar anul 3543 este porunca de eliberare și rezidire dată de Cirus și este an de veselie și an de eliberare. Foarte interesant, nu? Hai să vă arăt un lucru. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pusti locașurile sfinte, scrie în Leviticul 26, dacă nu veți păzi poruncile mele, zicea Domnului, da? Zice, țara voastră va fi pustită, cetățile voastre vor rămâne pustii, atunci țara se va bucura de sabatele ei tot timpul cât va fi pustită și cât veți fi în țara vrășmașilor voștri, atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei tot timpul cât va fi pustită, va avea odihna pe care nu avusese în anii voștri de sabat când o locuiați. Domnul, le-a spus Domnul clar de tot, dacă voi nu veți asculta poruncile și legile mele, dacă nu veți ține anul sabatic, atunci țara vă va vărsa din gura ei și va avea odihna pe care nu avusese în anii de sabat.
O să zică cineva ce trick au folosit ăștia, s-au legat de cei 390 de ani din Ezechiel ca să facă artificial așa un salt. Nu, o să vă arăt că nu e deloc artificial ce am arătat noi, că cei 70 de ani de robie din Babilon, timp în care țara a stat pustită, nu mă interesează ce spun alte istorii, eu merg doar cu Biblia aici, știi de ce? Fiindcă în 2 Cronici 36 se spune clar de tot, zice că țara a fost pustită, zice, până și-a împlinit și-a ținut sabatele ei. Hai să arătăm, zice, zice pe cei care au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon, ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Observați ce arată Ezra aici textual, că cei 70 de ani de robie au fost de fapt ani sabatici pe care țara a trebuit să se odihnească, potrivit cu prevederile din Leviticul. Când s-a spus, dacă nu veți ține sabatele, păi zice, țara se va odihni. Voi muta în țara vrăjmașilor voștri, țara va fi pustită și își va ține sabatele. Așa a spus Domnul. Din asta se poate înțelege că cei 70 de ani de robie sunt ani sabatici în care țara s-a odihnit pentru anii de odihnă pe care noi a avut pe când poporul o locuia, da? Dar de asemenea se mai înțelege că într-un pachet de 70 de săptămâni de ani, da, adică de 490 de ani, sunt 70 de ani sabatici. Păi asta, în mod evident, cei 70 de ani de sabatici de aici despre care se discuta aparțin unei perioade de 70 de săptămâni de ani, adică 490 de ani, asemenea cu perioada menționată în capitolul 9 din Daniel, nu? Și noi am arătat că am avut acest pachet în care 70 de ani de robie erau ani sabatici și timpul cât țara nu s-a odihnit sunt cei 420 de ani, da? Am arătat că foarte repede s-au stricat, doar la 3 ani după moartea lui Solomon, deja din vremea lui Solomon nu mai țineau ei anii sabatici, da? Nu mai țineau, sigur. Altă concluzie, cele 70 de săptămâni de ani din capitolul 9 din Daniel reprezintă un pachet de timp pe care Domnul l-a mai acordat poporului său după cei 70 de ani de robieră. Această perioadă e consecventă cronologic modelului numărătorii anilor pe care l-a poruncit Domnul în capitolul 25 din cartea Leviticul. Adică Domnul lucra după calendarul său potrivit cu cele poruncite în Leviticul 25. Acestea sunt vremurile, ce arătăm noi aici sunt vremurile pe care le-a schimbat cornul din Daniel 7. Uite, asta arătăm noi, că acest al doilea segment de 70 de săptămâni de ani de aici este deductibil clar, se deduce clar de tot, că dacă avem 70 de ani de robie, care de fapt sunt 70 de ani sabatici, dragilor, e clar că acei 70 de ani sabatici aparțin unui pachet de 70 de săptămâni de ani. Iar aceste 70 de săptămâni de ani v-am arătat că se întind din anul al 14-lea al lui Solomon, la sfârșitul anului al 14-lea al lui Solomon, când Israel era în gloria sa maximă, atunci venise împărăteasa din Seba, era la 3 ani jumate mai târziu după ce se dedicase templu. V-am arătat lucrul acesta, da? Haideți să vă merg mai departe acum, da? Și acum vă arăt cele 70 de săptămâni din capitolul 9 din Daniel. 70 de săptămâni au fost tăiate și atac în original, da? Hotărât a tradus Cornilescu, poporului tău. Să știi, dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou și de reîntoarcere, în original, da, până la unsul, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni și 62 de săptămâni. Piețile și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri din strâmtorare. Și avem aici cele 70 de săptămâni din Daniel care debutează cu
momentul când Cirus a dat porunca de întoarcere din robie. Avem primul pachet de 7 săptămâni, plus 62 de săptămâni, plus ultima săptămână de an, da? O primă perspectivă, dragilor, când Domnul oferă poporului său încă 70 de săptămâni de ani, îl exprimă această perioadă de timp în aceiași termeni în care le-a vorbit atunci când a poruncit poporului în ce fel să facă numărătoarea anilor. V-am zis, da? În Leviticul capitolul 25. Adică când zice 70 de săptămâni au fost tăiate poporului tău, se referă în aceleași terminologie, în aceleași vorbe în care s-a exprimat în Leviticul 25, când a zis, zice, să număr 7 săptămâni de ani și numărul acestor săptămâni, ați înțeles, da? Și iată ce avem aici. Anul 2562 în stânga, ca să plasăm grafic, să ne fie mai ușor de vizualizat, da? Anul 2562 e momentul când trece Iordanul în Canaan, da? Iar cele 70 de săptămâni sunt date mai târziu la porunca de eliberare. Și mai clar, ca să înțelegem, avem 2562 și pe urmă urmează primul an de toamna, după ce au trecut Iordanul, s-au odihnit în țară în anul acela. Începe anul 2563 și cu el debutează primii 490 de ani, dragilor, când și ajungem în anul al 14-lea lui Solomon, când Israel e în gloria sa maximă și au trecut primele 70 de săptămâni de ani, da? Pe urmă, încep următoarele 70 de săptămâni de ani care cuprind și cei 70 de ani de robie până la decretul de eliberare și rezidire. Pe urmă, primul an este 3543 decretul, da? De la facerea lumii, da? Când încep, de fapt, cele 70 de săptămâni din Daniel, până în anul 4033, când așa zisa veste bună trece la neamuri. Eu am rezerve. Ok, față de această afirmație, da? Uite care e perspectiva cronologică pe care o punem în fața voastră, exclusiv cu Biblia aici. Începutul robiei, potrivit acestei înțelegeri, are loc în anul 3473, urmat de 70 de ani de robie, până la anul 3543, când are loc decretul lui Cirus, da? Și încep cele 70 de săptămâni de ani din Daniel. De ce? Fiindcă despre acest decret, despre care îngerul îi vorbea lui Daniel, mesagerul care îi vorbea lui Daniel, zice să știi, dar să înțelegi, când te rugai tu, ai și cuvântul și eu vin să ți-l vestez, da? Zice, eu am văzut din cărți, că așa începe capitolul 9, zice, eu am văzut din cărți că trebuiau să treacă cei 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor vestit de Domnul către prorocul Ieremia, da? Și el, mesagerul, îi zice, iată, mai au fost date încă 70 de săptămâni poporului tău. E, când zice, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, mesagerul, prin Duhul Prorociei, vorbește despre același eveniment despre care Duhul Prorociei a vorbit prin Isaia. Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu, el va împlini toată voia mea, el va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Observați toată voia mea, observați toată voia mea. El va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim. Cirus, da? Deci porunca de rezidire a Ierusalimului despre care se vorbea în Daniel capitolul 9, versetul 25, să nu știi, poate fi alta. Nu poate fi alta, asta vreau să arăt. Măcar că cronologiile de pe scala lui Bede Venerabili și adoptat de calendarul gregorian această scală, da? Adică scala lui Bede este o extensie a scalei lui Exigus, făcută la porunca papilor, da? Aici tu vrei să arăți că... Măcar că pe acele scale, între momentul decretului lui Cirus și momentul crucii sunt 380,
fii atent. Hai să arăt. 586 plus 31, 617 ani. Nu, am greșit. Ai greșit. 536 plus 31 sunt 567 de ani, măcar că pe acea scală sunt 567 de ani. Eu înțeleg sec din prorocie că de la darea poruncii de rezidirea Ierusalimului de pe vremea lui Cirus și până la hai să zicem răstignirea Domnului Hristos, până la răstignirea asta arăt, trebuie să treacă 486,5 ani, adică 69,5 săptămâni potrivit Scripturii. Deci dacă cineva vrea să se cramponeze de alte surse de informare decât acestea pe care le punem în față cu Scriptura, să se cramponeze. De ce? Fiindcă uite la ce enormități a dus faptul acesta, adică Struțocămila de care vorbeam mai devreme, știi? Cică, nu, de ce vorba... zici Struțocămila când este drăcovenie în toată regula? Hai să zicem... Păi, elementul... Deci e un amestec așa de papagal cu ananas, știi? Vorbim despre faptul că... S-ar putea să meargă până cine știe ce rețete de baruri exotice. Da. Da, în baruri exotice, da. Dar când vorbim de bunul simț al cercetării, nu putem accepta cu mintea, fiindcă, uite, unul din produsul și enormitatea la care a dus acea interpretare greșită, repet, folosind o scală cronologică alta decât Biblia, alta decât cea corectă a Bibliei, așezarea prorociei din capitolul 9 din Daniel pe o altă scală a dus la această enormitate grafică pe care o arătăm pe ecran. Și anume că au fost niște interpreți care au încercat să arate că decretul de rezidire de care se vorbește în Daniel, capitolul 9, și nu-s puțin aceea, nu-s puțin, debutează cu decretul dat de Artaxerxes Longimanus în anul 457 de ani, da, înainte de Hristos. Asta este o prostie. Păi da, este. Fără ca să observe că acest decret de rezidire a Ierusalimului, chipurile, este dat 79 de ani mai târziu de momentul încheierii robiei. Adică de la decret, au așteptat 70 de ani în robie și au așteptat după ce s-a terminat robia 79 de ani să înceapă construcția templului. Observi? Ce a Ierusalimului. Ce observi ce la ce enormitate s-a ajuns din cauza că nu se ține cont de această rigoare? Culmea că oamenii chiar cred lucrurile astea. Și nu-s puțin aceea. Dar noi vă propunem, dragilor, bunul simț al cercetării, așa cum reiese cu Scriptura, că înainte de sfârșitul robiei și de decretul despre care a vorbit mesagerul în Daniel 9 și despre care a vorbit Isaia prin Duhul Prorociei, a existat un pachet de 70 de săptămâni de ani care s-au sfârșit cu cei 70 de ani de robie care erau culmea și an sabatici, da? Sedimentați pe care țara nu-i ținuse, da? Și Dumnezeu le mai dă încă 70 de săptămâni de ani evreilor. Clar, dacă cineva are obiecții împotriva ceea ce prezentăm, să le prezinte cu Scriptura, nu cu alte surse. Ok. Aici o afirmație. O lăsăm puțin să o citiți. Două afirmații sunt, da? Hai să facem o mică recapitulare, da? Eu zic să trecem mai departe, fără recapitulare. Da? Da. Ok. Atunci uite ce arătăm. Niște consecințe care se desprind pe această scală cronologică. Da, sunt de acord. Deci anul 1 de la facerea lumea, făgăduirea seminței, da? Când i s-a spus lui Adam, femeii, da. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui, da? La anul 1656 de la facerea lumii avem potopul, la anul 2008 de la facerea lumii nașterea lui Avram, la 2522 trecerea Mării Roșii, e simplu, 2562 minus 40, da? Ieșirea din Egipt, trecerea Iordanului în 2562, dedicarea templului din vremea lui Solomon 3049,
începutul robiei babiloniene 3472, pe scara aceea e simplu să faci așezarea acestor evenimente. Porunca de rezidire a Ierusalimului emită să de Cirus 3543, 3995 anul nașterii Domnului, 4025 anul botezului Domnului. Simplu de tot. Am arătat câteva datări pe... Ok. Ce arătăm, Flavius, acum? Un lucru foarte interesant. Vreau, nu? Să te întreb, la ce ne ajută, cât este de importantă schema asta a săptămânilor de ani atunci când discutăm despre anul revenirii Domnului Hristos? Pentru că cineva care ne-a urmărit până la momentul ăsta ar zice, bă, asta este o istorie îndepărtată. Da. Am putea să spunem că este și evreiască. Așa. N-a fost poruncită evreilor. Nu ei, când au intrat în țara Canaanului, trebuia să numere în felul ăsta? Așa. Că doar nu le-a fost poruncită geto daco tracilor și ghepizilor și cumanilor. Așa. Le-a fost poruncită evreilor. Da. Indiscutabil. Și eu te întreb acum pe tine, dacă prin absurd am considera, așa de exercițiu gândirii, că evreii ar fi numărat corect până la momentul acesta, cum a poruncit Domnul, și ar fi ținut socoteala pe tande pe mande, cum se zice. Pe bune, da? Da, anii sabatici, anii de veselie. Dacă am ști acum, în al câtelea an, în a câta săptămână de ani, de la momentul intrării lor în țara Canaanului, am fi, ar conta pentru revenirea Domnului Hristos? Tu de ce crezi că a poruncit Dumnezeu ca anul primul de după cel de-al an, al șaptelea an sabatic să fie an de veselie? Ca toată lumea să se întoarcă la moștenirea lor inițială. Ok. Și dacă există o astfel de prevedere în legislația dumnezească, Dumnezeu lucrează după tiparul acesta de lucru? Eu zic că da. Hai să arătăm cu Scriptura. Ia uite ce îi se spune lui Daniel. Tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scoala iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Eu din afirmația asta înțeleg că Daniel, care era vinitic în țară, cum a spus Domnul, voi sunteți vinitici, pământul ăsta este al meu, țara este a mea, da? Da. La un moment dat el se ridică în partea sa de moștenire. Poate se ridice să te duci în partea ta de moștenire în altă zi decât în ziua 10-a a lunii a 7-a a anului de veselie? Nu. Potrivit poruncii dumnezeiești, eu întreb. Nu. Uite, cum, este terenul tău pe care l-a dat spre administrație familiei tale, Dumnezeu, dar l-a vândut un moș de-al tău, mai bețiv, care a vândut ca să bea. Nu-l puteai recupera. N-aveai nicio șansă. Da. Dar în anul de veselie îl puteai recupera? Da. Observi ce discutăm? Chiar dacă deținătorul nu vrea să-l dea. N-avea niciun drept legal asupra. Nu mai avea niciun drept legal să-l țină. Observi ce discutăm? Această ajungere în partea de moștenire, după... cum să zic, porunca formală a lui Dumnezeu nu poate avea loc decât în anul de veselie. Și eu cred cu toată tăria că acel an de veselie despre care vorbește Scriptura, există unul original, final, către care se îndreaptă și arată toți anii de veselie care au existat în istorie, toți anii jubiliari. Eu mai înțeleg că de vreme ce
eforturile de contrafacere s-au îndreptat asupra vremurilor și legii. Așa. Înțeleg că această chestiune cu vremurile este una foarte importantă. Egală, dacă vrei, ca importanță. Cu poruncile lui Dumnezeu. Mutilarea legii. Păi da. Deci, făcându-l pe om să păcătuiască, demonii s-au gândit să mutileze, să transforme, să contrafacă legea. Da. Și din ignoranță sau din nereavoință, chiar dacă vrei, oamenii păcătuiesc, ținând o lege greșită. Tot așa și cu vremurile se poate păcătui înaintea lui Dumnezeu dacă ții niște vremuri greșite. Dar nu numai atât. Un om care nu este ancorat în ceea ce este drept să fie ancorat, când ne referim la vremurile și planurile lui Dumnezeu, așa, e foarte ușor manipulabil. Imaginează-ți un om pe drum străin, într-o țară străină, iar tâlharii îi sucește semnele ca să-l rătăcească, să-l ducă în bârlogul lor. Tu înțelegi ce spun aici? Da. Dumnezeu a lăsat culmea, când vorbim despre versetul 25 din Daniel, cel la care facem referire, da? Că se va încumeta să schimbe vremurile și legea, există un loc de incidență în poruncile lui Dumnezeu unde legea dumnezească se întâlnește cu vremurile. Cum adică? Păi, există un loc de incidență în care poruncile lui Dumnezeu, cuvintele care ies ca sentințe și ca poruncă din gura lui Dumnezeu, se întâlnesc cu vremurile și soroacele. Vrei să-ți dau un exemplu? Da. Hai să-ți arăt. E simplu de tot, de tot. Ia uite ce-ți arăt eu aici. Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. 6 zile să lucrați, dar ziua 7 este sabatul, ziua de odihnă, cu adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei. Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. Observi? Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. În luna întâina, 14-a zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Observi? Uh-huh. Și așa mai departe, cele 7 sărbători ale Domnului, da? Pe urmă, Leviticul 25. Ia uite cum spune. Când veți intra în țara pe care vă dau pământ, să odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să semeni ogor, 6 ani să tai via, să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat, da? În anul acela să nu semeni ogor, să nu tai via, să nu seceți, ceea va ieși din grăunțele căzute de la seceri, să nu culeți strugurile din via ta înăteată, acesta să fie un an de odihnă pentru pământ, ceea ce va ieși de la sine din pământ în timpul sabatului să vă slujească hrana, ție, robului a ta, așa, 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 vitelor tale. Zice să număr 7 săptămâni de ani, 7 ori 7 ani și zilele acestor 7 săptămâni vor face 49 de ani, în ziua 10 a lunii a 7-a. Aici, în aceste porunci, asta vreau să zic, intersectează porunca, voința dumnezească cu vremurile în sine, da? E adevărat? Da. E, din cauza asta am spus că această încumetare de care vorbeam mai devreme, de schimbarea poruncii lui Dumnezeu, se intersectează chiar în această prevedere a prorociei. Că au schimbat vremurile și legea. Au schimbat calendarul lui Dumnezeu, au schimbat sărbătorile lui Dumnezeu. Observi? Au schimbat cronologia anilor lumii, așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Iar în cele din urmă au schimbat totul. Unde ți auzi tu în toate bisericile astea despre
ani sabatici, despre ani de veselie, despre ziua ispășirii. Cum unde? Uite, îți dau eu un exemplu. Este acum în Parlamentul României un, cum îi zice? Puh, ce rău mă simt. Am zis să în biserici, nu? Vrei să scurtăm? Stai să zic ce am în cap, că am citit săptămâna asta. Proiect de lege. Așa. Un proiect de lege și se propune ca pentru profesori la fiecare 10 ani să existe un an sabatic. Păi da, la 10 ani, la 10 zile n-au propus ea pe timpul Revoluției franceze decada. Da, dar uite, există an sabatic chiar și în învățământul românesc, dacă se adoptă proiectul de lege. Păi da, nu e an sabatic ăla. Așa îi zice, mă. A rămas mască când am citit săptămâna asta. Dar la 10 ani, nu la 7, nu? La 10 ani. La 10 ani. Dacă ești profesor de 10 ani, după 10 ani, așa ai dreptul să ceri un an sabatic. La ce număr stai tu la poartă? 1224. Și nu vrei să te duci tu 1224. Între 10 și 7 sunt diferență de 3 unități. Nu vrei tu diseară când te duci acasă la noapte să te duci să te culci la numărul 1227? Că e vorba de doar 3 unități diferență. 1627... La Pietricică nu locuiește nimeni acolo. Păi nu contează. E pustiu, cred că aș reuși. Nu mai înțeles ce discutăm? Da. E prostie. Da. Nu, cu toate aceste lucruri, Dumnezeu a vrut să arate ceva. Da, tot asta vreau să spun, că această schimbare, culmea, că toate bisericile astea sunt pline, creștine, chipurile îi slujesc lui Hristos, sunt pline, sunt pline zilele de sfinți și de sărbători neștiute, de care nu le-a poruncit Dumnezeu. Dar culmea că habar nu au că există un an de veselie, habar nu au că există un an sabatic, poruncit de Dumnezeu. Iată sărbătorile Domnului. Habar n-au că există o zi a ispășirii, o săptămână a azimilor, ei habar n-au de poruncile astea. Deci tu vrei să spui că o consecință a studiului nostru din seara aceasta este că ridicarea din morminte, da, învierea cea de obște, cum să va avea zice, loc într-un an de veselie. Nu se poate altfel. Da, culmea că chiar în al 70-lea după cercetarea noastră. De la trecerea Iordanului. Da. Asta vă făcea deliciu unui alt studiu, că tu nu te simți prea bine în seara aceasta. Mi-e chiar rău. Te cred. Mă ia cu friguri, cu călduri, cu friguri. Ai băut suc de la rece. N-am băut suc rece. Nu? Nu. Am băut apă și mă simt epuizat, efectiv. Da. Eu zic că trebuie să ne oprim în seara asta aici. Da. Dacă vrei să te acompaniez mâine la 10 la studiu, că altfel nu reușesc, să știi. Dragi prieteni, în seara asta ne oprim aici cu studiul pe care am încercat să vi-l arătăm din cronologie. COVID-ul ăsta e altfel decât cele pe care le-am mai făcut, dar la fel de ticălos, îți dă niște amețeli de se învârtește casa cu tine și practic nu poți să gândești, nu știu cum. Asta a avut și Sebi, și usturime în gât, usturime mare, mare în gât, am miros, am gust, mă mănâncă urechile, dă-mi vine să le smulg, un pic de febră doar, dureri musculare nu prea tari, dar prezente, și cam asta este, așa că păziți-vă că bântuie peste tot iarăși SARS-ul ăsta. De-i nenorocit omul ăla sau cine o fi făcut virusul ăsta și o fi dat drumul nenorocit de om. Ce-o fi avut în cap, nu înțeleg. La fel de nenorociți, de ticăloși, până în măduva moleculară, structurală a lor, sunt și cei care de-a lungul timpului au modificat
aceste învățături ale Scripturii pe care vi le-am prezentat în seara aceasta. Și la fel de ticăloși și nenorociți sunt cei care se încăpățânează să susțină în continuare modelele greșite. Acum, eu sper să nu se simtă cineva atacat de concluzia asta pe care am scos-o eu și a zis, uite, bă, bolnav, dar nu s-a abținut. Ne-a făcut nenorociți că întreținem și susținem modelul greșit. Ce motivație ar avea cineva în fața cuvintelor Scripturii să susțină alte modele bazate pe alte argumente, nu biblice, doar pentru că așa scrie prin cărțile de istorie? Eu am citit niște prostii în niște cărți de mă și minunam. Deci faptul că undeva scrie ceva, asta nu înseamnă că ceea ce este scris este și adevărat. Ce motivație au avut demonii de s-au slujit de oameni ca să schimbe vremurile, legitățile și rigorile de timp ale lui Dumnezeu? Ce motivație au oamenii să susțină în continuare modelele greșite, să le apere? Ce motivații au? Ce motivație au, repet, niște ticăloși de laboranți, de specialiști de înaltă clasă, că nu poate un prost care își petrece timpul cu sticla de bere la birt toată ziua în față să facă o SARS-CoV-2. Nu se poate. Ăla, cine creează așa ceva, este tobă de carte. Tobă de carte. Ce motivație are un astfel de om să creeze un virus dintre ăsta care să te scoată din circuit, să te omoare chiar? Că nu-i de glumă. Răspundeți voi la întrebările astea. Noapte bună, dragi prieteni, ne vedem dimineață la ora 10, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu... Pe vorba lui Sebi, pe raclă, speraclă. Nu e de glumă. Noi chiar dacă o spunem râzând și... Dar nu e de glumă. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne întâlnim mâine dimineață, că altfel suntem o grămadă pufoasă, suculentă, suntem 96, eu mă refer, de kilograme, am slăbit 4 săptămâna asta, sunt 96 de kilograme de hrană de cea mai bună calitate. Pentru viermi. Da, da. Mărețul Pană Flavius. Însă cu tăi așa pufos care abia așteaptă să fie ronțăit. Vai de capul nostru. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu toată puterea ființei, fibrei noastre. La El ne este nădejdea. Dacă n-a înviat Hristos, spunea Pavel, credința noastră este zadarnică. 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 Acolo se concentrează tot studiul nostru. La ridicarea din morminte. O, ce nădejde frumoasă. Poate fi anul ăsta? Vom vedea, a zis Orbu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine dimineață la 10. Tu nu pleci niciodată de la mine.
și nici o clipă singur nu lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cel din tâi la cel. Străbat cu tine munți înalți și lungi, eu n-am să văd nici moartea niciodată. Cu tine alături am să fiu pe veci, eu n-am să văd nici moartea niciodată. În zor cărarea cu tine eu vechez în ceas târziu. Când tu mă mustri simt adânc mustrarea și când te bucuri totdeauna știi. Dar sângele salvării a scris nu. Oricât eu fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Oricât eu fost, eu le-am uitat pe toate. Sunt
discuții despre tine, căci limba e prea slabă să pot să vorbesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine și pot doar atâta să-ți spun, te iubesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine și pot doar atâta să-ți spun, te iubesc. Să cânt eu nu pot prea frumos despre tine, căci graiul mi-a stins și ușor obosesc. Dar coarda iubirii aprins în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Dar coarda iubirii aprins în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Despre tine, căci tainele tale adânci copleșesc. Puterea gândirii și viața din mine, ce-n lacrimi spune, Iisus, te iubesc. Puterea gândirii și viața din mine, ce-n lacrimi spune, Iisus, te iubesc. Eu nu am, doar atât dăruiesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Te voi asculta.
dispozit.